Teatrul dramatic Elvira Godanu din Târgu Jiu va fi sâmbătă seara gazda premierei unui nou spectacol intitulat Fabrica de Impro. Acesta se va juca de la orele 19, biletul de intrare costând 30 de lei. E vorba de premiera spectacolului Fabrica de Impro. Este un spectacol cumva atipic față de spectacolul cu care v-ați obișnuit până acum la teatrul nostru. O să ne vorbească autorul spectacolului despre ce ne așteaptă sâmbătă seara de la ora 19. Biletul pentru intrarea la premieră este de 30 de lei, iar pe lângă cei care își achiziționează un bilet pentru a intra la acest spectacol, pot să intre și să urmărească spectacolul sâmbătă seara, deci în seara de premieră, cei care dețin abonamentul Aristița Romanești. Acest tip de spectacol se declară a fi unul cu multe râsete, ce se va mai juca de mai multe ori în actuala stagiune a Teatrului din Târgu Jiu. Regia este semnată de Andrei Stan. Spectacolul este conceput, este făcut din mai multe momente. Un spectacol va fi făcut din 10 jocuri. 10 jocuri de improvizație, toate vor porni de la sugestia publicului. Spectacolul nu va fi niciodată la fel, fiecare reprezentație va fi diferită, pentru că vom combina astfel de jocuri, avem pregătite vreo 60, le vom combina în fiecare seară când se va juca spectacolul, să fie alte jocuri și evident fiecare joc pornind de la o sugestie din public, sugestiile vor fi cât mai diferite și spectacolul va ieși o comedie. Este ceva diferit, este ceva ce ne obligă să fim spontan pe scenă, să ne vină tot timpul idei noi, să fim tot timpul cu creierul aproape să iasă fum, să ne gândim la tot felul de situații, tot felul de idei noi, să se întâmple ceva pe scenă și să gândim totul pe loc. Este destul de greu, dar în același timp ne amuzăm foarte tare și la repetiții și sperăm că și în timpul spectacolului. Distribuția spectacolului Fabrica de Impro este formată din Mihai Rădulea, Vlad Rădulea, Iulian Marinescu, Alexandru Manea, Mădălina Brehuță Ciobănuc, Adelina Puzdrea, Adrian Șerban, Cristian Vlad Fiu. Concepția și execuția universului sonor îi aparțin lui Marius Tiriplică.